Cupa Mondială este cea mai importantă competiție fotbalistică la nivel de echipe naționale și una dintre cele mai urmărite evenimente sportive. Din 1930 și până acum, cu mici întreruperi cauzate de război, a fost competiția care odată la 4 ani a reușit să strângă milioane de oameni pe stadioane și în fața micilor ecrane. Un asemenea eveniment global generează bani frumoși. De la tricouri, steaguri, stickere și multe altele, orice produs cu sigla Cupei Mondiale se vinde ca pâinea caldă. Normal că aici includem și industria de gaming, care nu putea sta departe de această competiție și astăzi vom vorbi despre jocurile cu licența Cupei Mondiale de Fotbal. Primele jocuri video ce au avut la bază fotbalul au fost indirect trimiteri către Cupa Mondială. Nimeni nu stătea de licențieri complexe cu echipe de fotbal sau jucători, așa că cel mai simplu puteai să dai un nume de țară, de obicei Brazilia, Argentina sau Germania că sună mai bine, și să faci jocul să pară un simulator al turneului final mondial. Primul joc cu licența Cupei Mondiale a fost lansat pentru turneul final din Mexico 1986 și se numea în traducere liberă Carnavalul Cupei Mondiale. A fost dezvoltat de cei de la US Gold și are o poveste foarte interesantă. Pentru că US Gold avea pe cap foarte multe proiecte, au hotărât să externalizeze crearea jocului către cei de la Ocean, ce aveau pe piață un joc de fotbal popular la vremea respectivă pe numele său Match Day. Cum jocul lor era ok așa cum era, s-au gândit să-l modifice foarte puțin și astfel să-l lanseze cu licența Cupei Mondiale. O chestie care se întâmplă în industrie și astăzi. Doar că cei de la Ocean au cam uitat complet de joc. Cum mai erau doar 3 luni până la startul Cupei Mondiale din Mexico 86, cei de la US Gold au cumpărat repede drepturile unui joc pe numele său World Cup Football, creat de cei de la Arctic Computing în 1984. L-au stilizat foarte puțin, au introdus logo-ul Mexico 86 și au dat drumul pe piață. Jocul a primit numeroase review-uri negative, era și normal, iar gamerii s-au simțit total păcăliți. E clar că n-a fost cel mai bun start al Cupei Mondiale în era jocurilor video. Următorul turneu final a fost cel din Italia 1990. Pentru că fotbalul devenise un fenomen global, mai mulți producători de jocuri au încercat să profite și au lansat pe piață jocuri de fotbal ce foloseau în titlu formula Italia 90. Însă cei care dețineau cu adevărat licența Cupei Mondiale de atunci erau cei de la Virgin Mastertronic. Aceștia au adoptat aceeași strategie ca cei de la US Gold și au luat un joc de fotbal mai vechi pe numele său Rick Davies World Trophy Soccer, i-au pus sigla Cupei Mondiale și cam asta a fost tot. Nu s-au gândit deloc la faptul că în jocul World Trophy Soccer puteai controla doar 4 echipe, lucru ce l-au păstrat. Așa că playerii puteau juca doar cu Belgia, Italia, Spania și Anglia, nefiind o explicație concretă pentru alegerea acestor echipe. Jucătorii se văd cumva din spate, iar în momentul în care ești în preajma careului, cadrul se schimbă într-o situație de 1-1 cu portarul. Dorind cumva să se revanșeze, Virgin Mastertronic a lansat și o versiune pentru consola celor de la Sega, însă asta la câteva luni după terminarea Cupei Mondiale din Italia 90. Versiunea pentru Sega aici de față ne permite să jucăm cu mai multe echipe și să alegem primul 11 chiar dacă numele jucătorilor nu sunt reale. Terenul este văzut de sus și nu mai avem alte cadre care să intervină pe parcursul meciului. Am remarcat că lipsesc multe echipe dintre cele calificate, cum ar fi România, dar nimeni din producția jocului n-a venit cu o explicație în acest sens. Licența Cupei Mondiale din America 1994 avea să ajungă din nou la cei de la US Gold, însă de data asta se pare că au învățat din greșeli. Deja tehnologia avansase încât avem animații cu mascota turneului la început de joc și este primul titlu licențiat al Cupei Mondiale care se simte într-adevăr ca un joc oficial. Avem echipele calificate plus încă 8, grupele corecte, calendarul competiției este bine realizat cu tot cu numele stadionului unde se joacă meciul, numele jucătorilor dacă erau cele reale era perfect, însă atât s-a putut la acel moment.
Meniul jocului este destul de confuz, avem mascota turneului în diverse pictograme, pentru un începător este complicat să nu dai quit din greșeală sau să faci alte alegeri nedorite. Echipele primeau ratinguri individuale, așa că putem să alegem echipe mai bune sau mai slabe și putem umbla la tactică. Terenul este văzut de sus, era un standard pentru vremea respectivă și se dă cu banul când începe meciul. Devenim emoționali când ne aducem aminte de acest turneu final, este cel mai bun campionat mondial făcut de naționala noastră. România nu lipsește din joc, este cotată ca o echipă medie spre bună, dar are potențial și poți duce foarte ușor spre cucerirea trofeului. Este un joc ce nu l-am jucat la vremea sa, eram prea mic, dar cu siguranță mi-ar fi plăcut. Cupa Mondială din Franța 1998, ultima la care am participat și noi, cel puțin până la realizarea acestui clip, nu avea cum să lipsească de pe lista noastră. EA Sports extindea colaborarea cu FIFA și primea licența pentru joc. Aceștia ne-au dat jocul anual de FIFA, la care au adăugat Road to World Cup și în care puteam juca întreaga campanie de calificare și chiar să participăm la Mondial, dar au venit și cu un joc complet dedicat Mondialului, celebrul World Cup 98. Nu este singurul joc oficial al turneului, în Japonia cei de la Konami au primit licența pentru a crea aceste jocuri pentru Nintendo 64, PlayStation și Sega Saturn, jocurile fiind disponibile doar în această regiune. Revenim la jocul celor de la Electronic Arts. Acesta a fost primul joc 3D dedicat unui mondial. Este și prima oară când primim numele jucătorilor, dar loturile echipelor aveau ceva diferență față de realitate. Aveam posibilitatea să edităm jucătorii pentru un plus de autenticitate. Puteam să jucăm mondialul exact ca în realitate sau să ne aranjăm grupele după bunul plac. Avem și un mod clasic prin care putem juca 8 finale celebre într-o atmosferă specifică fiecărei perioade. Am mai spus asta și mă repet, ar fi foarte tare să avem un mod de acest gen în jocurile de astăzi. Grafica actuală ne-ar permite să facem niște lucruri grozave. Cupa Mondială din 2002 a primit poate cel mai frumos joc dedicat acestui turneu. Cei de la EA s-au întrecut pe sine și au livrat unul dintre cele mai apreciate titluri. Gurile rele spuneau la vremea respectivă că nu aduce nimic nou față de clasicul FIFA 2002, dar așa simplu cum a fost, mi s-a părut suficient. Este acel joc despre care ai auzit la mulți povestind că FIFA avea cândva șutul cu flăcări și puteai să dai gol de la jumătatea terenului. Exact această combinație de simulator și arcade a făcut ca jocul să rămână în mintea oricărui copil născut la începuturile anilor 90. Puteai să simulezi campionatul mondial așa cum a fost în realitate sau puteai să-ți recreezi propria versiune. Aveam toate echipele calificate plus încă 9. Din păcate, România n-a fost în niciuna dintre tabere, dar deja aveam moduri care ne permiteau să customizăm jocul și să adăugăm România, exact ca în clipul pe care l-am realizat acum ceva timp și pe care îl găsești pe canal. Jocul a stârnit și un scandal în 2002. Portarul Germaniei de atunci, Oliver Kahn, i-a dat în judecată pe cei de la Electronic Arts pentru că i-au folosit imaginea fără acordul său. Cei de la EA aveau acord cu FIFA Pro pentru utilizarea tuturor jucătorilor, dar Kahn nu făcea parte din sindicatul FIFA Pro. Portarul a câștigat procesul și a primit daune materiale. Se întâmplă și la case mai mari. Germania a fost gazda mondialului din 2006, iar Electronic Arts s-a ocupat de jocul oficial. Gameplay-ul nu este cu nimic diferit de clasicul FIFA 2006, deși cei de la EA spuneau că au fixat mai multe bug-uri. Aveam grupele turneului exact ca în realitate, iar dacă asta nu te mulțumea și doreai ca o echipă precum România, să zicem, să se prezinte pe tabloul de start, aveam această șansă pentru că drumul spre mondial putea fi refăcut. Puteai face asta cu toate cele 127 de naționale prezente în joc. Un alt mod inedit a fost Global Challenge, unde puteai schimba soarta unor meciuri celebre din istorie. Totul pornea de la o situație dată, scor și minut, iar tu puteai îndeplini câteva obiective principale și secundare. Era și meciul naționalei noastre cu Suedia de la Mondialul American. Jocul a fost destul de bine primit și mulți au renunțat la clasicul FIFA 2006 pentru el. A avut și părțile lui slabe, aici aș remarca abundența inutilă de confeti și baloane colorate și faptul că portarii parcă nu erau în stare să prindă niște mingi simple. Cei de la EA au lansat atunci un joc dedicat noilor console Next Gen Xbox 360 pe numele său FIFA 06 Road to World Cup. A fost mai mult o ambiție a celor de la Electronic Arts să lanseze primul lor joc
joc pe generația 7 de console. Aici puteai să simulezi drumul la Cupa Mondială, cum o spune și numele, însă doar pentru țările din zona UEFA. E un joc pe care nu l-am jucat, dar vreau să fac rost de el și să-l vedem în acțiune într-un video separat. În 2010, Cupa Mondială ajungea în Africa de Sud. Jocul oficial al turneului avea să se lanseze pe 27 aprilie 2010. Rețeta acestor jocuri dedicate mondialului devenise simplă. Se ia jocul FIFA din acel an, peste care se adaugă meniuri noi, unul sau două moduri suplimentare și totul este gata de lansare. Jocul a fost dezvoltat doar pentru console și platforme mobile, fiind unul dintre puținele jocuri FIFA ce n-au venit pe PC. În acest titlu puteai alege dintre 199 de naționale ce au luat startul la calificări, deși în realitate au început campania 204. Țările ce lipsesc din joc sunt cele afișate pe ecran, acestea au început calificările, dar s-au retras pe parcurs din diverse motive. Dacă te plictiseai să joci de la calificări și până la finala mondialului, aici aveai un mod denumit Story of Qualifying, prin care puteai să retrăiești momente inedite din campania de calificare sub forma unor scenarii în care trebuia să îndeplinești obiectivul impus. A fost un joc bun ce a reușit să recreeze atmosfera intensă și captivantă a mondialului african. Cupa Mondială din Brazilia 2014 a primit acest joc pe care mulți acum îl regretă. Este ultimul joc dedicat Cupei Mondiale lansat ca un titlu de sine stătător. După el am început să primim DLC-uri, însă ajungem și la ele imediat. Hai să rămânem în Brazilia puțin. Electronic Arts lansa jocul doar pentru PS3 și Xbox 360, deși pe piață apăruseră deja PS4 și Xbox One, iar din nou PC-ul rămâne pe din afară. Gameplay-ul este reușit în sensul în care putem alege una dintre cele 203 echipe naționale ce au participat în faza calificărilor și le putem duce la turneul final sau putem juca direct competiția așa cum ea a fost în realitate. Dacă nu vrei să faci asta, poți alege modul Captain Your Country, un fel de carieră cu un singur jucător, sau modurile Story of Qualifying și Story of Finals, unde retrăim momente importante din istoria Cupei Mondiale. Acest joc a încheiat o eră pe care o vrem înapoi. Dacă 98 și 2002 s-au axat doar pe competiția în sine, 2006, 2010 și 2014 au primit jocuri complete pentru Cupa Mondială exact așa cum ar trebui, jocuri ce ne-au oferit o experiență unică pe care EA a îngropat-o prin lansarea DLC-urilor. Astfel facem trecerea către Mondialul din Rusia 2018. Aici, cei de la EA nu ne mai cer bani pentru un joc separat, asta e o raritate pentru această companie, însă ne aruncă un DLC foarte minimalist. Primim cele 32 de echipe calificate plus o selecție ce cuprinde echipele necalificate, dar licențiate complet ce erau deja în FIFA 18. Avem și cele 12 stadioane oficiale ale turneului. Putem juca turneul final ca în realitate sau propria noastră versiune, putem juca un meci rapid single player și avem o zonă online unde putem juca friendly sau un mini turneu. Însă locul în care EA dorea să-ți petreci cel mai mult timp și evident să cheltui niște bani era modul Ultimate Team dedicat Cupei Mondiale. Ideea unui DLC este bună pentru că știm că jocul în sine nu suferă modificări prea tari față de clasicul FIFA, dar totuși este dezamăgitor modul în care această competiție a ajuns să fie prezentată fanilor. Iată, ne ajungi la probabil ultimul mondial de care se va ocupa Electronic Arts, turneul din Qatar 2022. FIFA și EA și-au anunțat de ceva timp divorțul, dar până la următorul campionat mondial este cale lungă și oricând se poate schimba ceva. Ediția aceasta vine tot sub forma unui DLC, ce este destul de similar cu cel lansat pentru mondialul din Rusia. Putem simula turneul final cu echipele calificate sau putem adăuga una dintre cele 15 naționale ce n-au reușit să ajungă la mondial și e bine că măcar încă avem și România pe aici. Am observat că nu avem Ultimate Team dedicat mondial, vom primi cărți speciale pe durata turneului final și le putem integra în echipa pe care o avem la acest moment. Era poate ultima ocazie ca cei de la Electronic Arts să ne arate că brandul FIFA și licența Cupei Mondiale au fost pe mâini bune, puteau să vină cu un ultim joc prin care să rupă gura târgului și să rămână în istorie. Au ales calea cea simplă, calea prin care bifează turneul final din Qatar prin acest DLC, care după terminarea Cupei Mondiale probabil că va fi uitat repede. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla pe viitor și unde va ajunge licența Cupei Mondiale. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să te abonezi, nu uita să lași un like și aștept în comentarii sugestii despre ce alte jocuri de fotbal ați vrea să mai vorbim.
Până la următorul video, eu am fost Andurache, să auzim numai de bine!